Bună seara! Bună seara, doamnă președintă Senatului, stimați colegi parlamentari, domnilor miniștri, stimați invitați. În primul rând aș vrea să mulțumesc pentru invitația de a participa pentru a doua oară la această manifestare și aș vrea să mulțumesc lui Titus și lui Benoni Ardelean, colegii mei care au avut această idee bună de a mă invita să particip la această manifestare. Legat de tema aceasta a rugăciunii, de foarte multe ori mi-am pus întrebarea dacă tema rugăciunii ne poate aduce împreună și constat în această seară, cu atât mai mult, că ne aduce împreună și cred că ne oferă ceva mai mult decât ceea ce spunea puțin mai devreme Părintele, ne arată și calea prin care cred că putem să fim mai buni, prin care putem să influențăm societatea și să influențăm lucrurile care se întâmplă în imediata noastră apropiere și să încercăm prin bună credință, prin responsabilitate, prin solidaritate și prin generozitate să îmbunătățim viața comunităților în care trăim, mai mici sau mai mari. Discutăm de foarte multe ori lucrurile fără să simțim că totuși oamenii pe care ar trebui să-i servim nu sunt întotdeauna legați de ceea ce spunem noi. Și rugăciunea cred că poate să ne oferă răgazul, poate să ne ofere calea prin care să ne apropiem de semenii noștri și să încercăm totdeauna, atunci când facem ceva, să ne gândim la responsabilitatea pe care o avem pentru cei pe care îi reprezentăm, pentru cei pe care îi îngrijim, pentru că mulți dintre cei prezenți aici în sală sunt medici. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. Cred că rugăciunea este cea care oferă cele două tipuri de vindecare, vindecarea trupească și vindecarea spirituală. Ele lucrează împreună și cred că totdeauna trebuie să avem în vedere aceste lucruri care până la urmă reprezintă misiunea noastră. Vă mulțumesc și vă felicit pentru organizarea acestui eveniment care cred că ne dă o nouă perspectivă sau o perspectivă corectă mai degrabă prin care ar trebui toți să o urmăm. Mulțumesc!